Cum? În casa Domnului, decât o mie în altă parte. Și în altă parte scrie, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Primul cântec, chiar așa se cheamă, Doamne, aș vrea să stau în locașul Tău. Cântec se numește Aparțin lui Iisus. Vă invit să cântăm din toată inima, să descrețim obrăjorii și să lăsăm bucuria să cuprindă sufletul nostru. Așa cum mi-a spus Domnul Rege.
invit să înălțăm și o rugăciune și pentru aceasta vă rog să ne ridicăm în picioare. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim frumos pentru ziua de astăzi, îți mulțumim pentru timpul de afară, îți mulțumim că pui pace în inimile noastre, îți mulțumim că ești prezent între noi și vrem să te rugăm să ne faci tu atenți și receptivi la ceea ce se va vorbi, ajută-ne să punem și în practică și te rugăm să ne dai tu un duh blând și liniștit și ajută-ne să fim cu adevărat o binecuvântare unii pentru ceilalți. Rămâi, te rog, tu cu îngerii tăi și cu pacea ta în inimile noastre, căci te-am rugat în numele lui Iisus. Amin. Amin. Biblia spune că este mai ferice să dai decât să primești. Se spune că John Wesley a ținut odată o predică într-o biserică mare și a început cuvântarea cu îndemnul: fă tot ce poți. Un fermier care stătea în prima bancă îl urmărea zâmbind, în semn de aprobare. La ideea următoare, salvează tot ce poți, fermierul dădu din cap în semn de aprobare. La următoarea idee însă, dăruiește tot ce poți, fruntea țăranului s-a încruntat. Predicatorul mersese prea departe. Pentru majoritatea oamenilor este mai ferice să primești. Dar Biblia ne învață că suntem mai fericiți atunci când dăruim. De ce? Fiindcă atunci când dăm, reflectăm caracterul lui Dumnezeu. Biblia spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. În al doilea rând, fiindcă efectul dăruirii asupra dătătorului este binecuvântarea. Și în Proverbe sunt două texte care spun: omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Și cine dă săracului nu duce lipsă. Noi aici avem obiceiul să facem o strângere de fonduri pentru persoanele defavorizate. Dacă sunt persoane dintre dumneavoastră care nu s-au pregătit, nu e nicio problemă. Cu siguranță aveți persoane defavorizate, sărace și la dumneavoastră, în sfera dumneavoastră de influență. Venim înaintea ta, Bunule Părinte, să-ți mulțumim în numele și meritele Fiului Tău pentru că Tu ai pus în inima noastră să dăruim pentru cei din jurul nostru. Tu cunoști nevoile fiecăruia și cunoști, Doamne, unde este nevoie de aceste fonduri. Te rugăm, Doamne, ca Tu să le binecuvintești și să fie folositoare după voia Ta. Îți mulțumim și pentru cei care au dăruit. Binecuvântează-i Tu, Doamne, și numele Tău să fie lăudat ca Tată, al Domnului Hristos și al Duhului Sfânt. Amin. Amin.
Ascultați și vedeți ce bun e Domnul, ferice de omul care se încrede în tine. Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Lăsați copilașii să vină la mine și noi opriți că împărăția cerului e onora ca ei. Atunci, nu ia și certare, dar cu... Să întrepline, dar copilul acest, copilul păsură ține mame cele. Ați înțeles? Că nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Ochi pentru ochi și tinte pentru tinte, dar eu vă spun, nu... Celui ce cere dai și nu-ntoarce spatele celui care vrea să împrumute de la tine. Am ridicat ochii spre munți. De unde va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Thank you.
alegeți astăzi în tot că vreți să slujeți despre mine eu și ca să mie vom sluji Domnului. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schivați într-un chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dar nu e să vă salvia, m-a suferit să te lume, el m-a spasă rușă, nu ți-a pe o timp. Fiți buni unii cu alții, milos și iertați-vă unii pe alții când vă iertați Dumnezeu pe voi Hristos. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați vi se va măsura. Prietenul adevărat iubește oricând și în orice ajunge ca un frate. Cei ce se cred Domnul și nu ești putere ei, zboară ca vultur și umblă și aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Și bucură-te și-l peste noi.
ceruri alergați, privirea ridicați, pe Domnul slavei gata să-L întâmpinați. Destul ați așteptat, ați plâns și ați răbdat, fiți gata să-L primiți ca slavei împărat, ca slavei împărat. Deschideți poți pentru al nostru Salvator, înălțați un drum pentru Domnul Domnilor. Cuvântul lui e scris, așa ne-a fost prezis, că Domnul se va arăta și toți vedeau o slava sa. Spre ceruri alergați, privirea ridicați, voi trâmbiți harpe și timpane răsunați. El ceasul mult visat, e clipa ce-am sperat, priviți la el acesta-i marele împărat, e marele împărat. Deschideți porți pentru al nostru Salvator, lăsați un drum pentru Domnul Domnilor. Pustia va flori, dreptatea va domni, de bucurie tresăltați, strigați, mărire lui cântați. Deschideți porți, lăsați un drum, cu lumea înaintea sa. Deschideți porți, un drum, lăsați un drum, înaintea sa. Și ochii vor vedea, și ochii vor sălta, și munții vor cânta. Priviți de strava sa, cântați, strigați pentru slavei împărat, în veac să fie înălțat, cântați, strigați, voi toți cei salvați, Hosana lui cântați. Bună ziua! Și vreau să vă salut cu un salut biblic care sună astfel, pacea Domnului. Zic că noi toți dorim pace și dorim liniște în sufletele noastre, dar Dumnezeu este unicul care ne poate oferi această pace. În viața oamenilor, mai devreme sau mai târziu, vin furtuni. Știți de acest lucru? Furtuni și furtunile vin. Chiar dacă n-au venit, vor veni. Problema este că noi nu știm timpul când va veni această furtună. Noi nu știm intensitatea ei. Noi nu știm durata ei. Un lucru este foarte sigur că această furtună va veni. Dar lucrul important din furtunile care vin în viața noastră, și chiar dacă au fost în viața dumneavoastră furtuni, e important să știi cum să treci prin ele și cum să-i faci față acestei furtuni. Deci eu vreau în această zi, că nu este dimineață, în această zi să vă citesc un text care este scris în Sfânta Scriptură, în Matei capitolul 14. Se vorbește despre o furtună, dar înainte de a vorbi de această furtună, înainte de a avea ea loc, se vorbește despre faptul că Domnul Iisus Hristos a hrănit cu pâine, cu 5 pâini și cu 2 pești, a hrănit o mulțime foarte mare de oameni.
spune aici în versetul 21 din Matei 14, spune că au mâncat 5.000 de bărbați afară de femei și de copii. Adică o mulțime foarte mare de oameni. Și este interesant lucru că după ce au mâncat ei, practic aceasta a fost un apogeu în timpul Domnului Iisus Hristos, în misiunea Lui, când toată lumea, când a văzut minunile pe care le face Domnul Iisus Hristos, au dorit să-L facă împărat. A zis că lucruri minunate face acest om și ar fi foarte bine să-L facem împărat. Și este interesant că următorul text, versetul 22, spune: îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. Este interesant, de ce oare Domnul Iisus Hristos dă această poruncă? Dar tot Scriptura ne dă răspuns. O poruncă ucenicilor să plece imediat. Vreau să vă spune că i-a silit, spune textul. Adică Iisus silește pe ucenicii săi să plece. Și tot Scriptura ne dă nou un răspuns, dar este deja din altă Evanghelie, Evanghelia după Ioan, la capitolul 16-lea, capitolul al 6-lea. Haideți să citim contextul, versetul 14. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau: cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte numai el singur. Vedem foarte clar aici în acest text că lumea întreagă, când a văzut minunile pe care le face el, au vrut să-l ia cu sila ca să-l facă împărat. A zis: uitați-vă, acum este momentul că noi putem să ne liberăm de romani, de oștile lor, putem să instaurăm o împărăție pe acest pământ, putem avea prestigiu, onoare, putem să avem succes și putem să avem chiar și posturi mari, chiar și ucenicii se gândeau la acest lucru. De ce nu un om care face așa minuni să fie împăratul nostru? Dar vedem că Domnul Iisus Hristos, dacă ne întoarcem înapoi în Matei capitolul 14, spune că silește ucenicii săi să plece. Și spune aici textul în continuare că ucenicii au zăbovit. Haideți să citim în continuare și vreau să citesc la versetul 22 până la versetul 33. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte, se înoptase și el era singur acolo. Dacă ne oprim puțin și facem comparație cu Ioan capitolul 6, observăm, vreau să vă citesc doar un text, observăm că ucenicii n-au plecat îndată la porunca Domnului Iisus Hristos. Ei au mai zăbovit acolo și au zăbovit până se înserase. Uitați-vă ce scrie versetul 16 din Ioan capitolul 6. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării, s-au suit într-o corabie și treceau marea, versetul 17. Adică ce vreau să vă spun? Vreau ca să vedem aici un lucru foarte important, că Domnul Iisus Hristos silește ucenicii ca să plece, dar ei zăbovesc. Ei nu ascultă la porunca lui și ce se întâmplă în continuare? Dacă ei ar fi plecat atunci când Domnul Iisus Hristos i-a silit și a zis: plecați în corabie, lăsați-mă pe mine, eu despart noroadele, eu le trimit acasă pe toate și dau drumul noroadelor, ei nu ar fi ajuns chiar în inima sau în timpul acelei mari furtuni. Dar ei n-au ascultat. Și scrie versetul 24. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, în traducere mai este spusă și a patra strajă, aceasta este spre dimineață, la ora, cam de la ora 3, ora 4, dimineața, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna,
l-a apucat și i-a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis: cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Amin. Din acest pasaj scurt putem lua foarte multe lecții. Dar prima lecție pe care vreau să o învățăm noi este momentul, se referă la faptul că atunci când Dumnezeu ne spune ceva, atunci când Duhul Său cel Sfânt vine și arată mie o direcție, mi arată o cale, să nu zăbovesc în împlinirea ei. Se poate întâmpla momente atunci când în viață, când te întâlnești cu Dumnezeu și Duhul Său cel Sfânt vine și îți vorbește. Ce faci? Asculți sau amâni? Și mai este ceva. Observăm că în această întârziere a lor, Domnul Iisus Hristos nu i-a părăsit. Observăm aici în această lecție că atunci chiar dacă ei au zăbovit și din cauza zăbovirii lor, din cauza, poate să spunem așa, că au avut alte gânduri, au avut alte așteptări ca să-L facă pe Domnul Iisus Hristos împărat, ei au stat până târziu și după aceea au plecat cu corabia, chiar aflându-se în mijlocul mării, în acest vânt care era împotriva lor, în această mare furtună, Domnul Iisus Hristos și ce face pentru ei? Domnul Iisus Hristos se roagă. Este un lucru foarte frumos să știi că Dumnezeu se roagă pentru tine. Că Domnul Iisus Hristos, atunci când ești în necaz, în suferință și într-o furtună, pe buzele Lui se află numele tău. În mintea Lui se află numele tău. Și chiar în inima Lui, în gândurile Lui și în preocupările Lui se află fericirea ta și binele tău. Ce se întâmplă în continuare? Observăm aici că ei doreau să-L facă împărat pe El. Aceasta a fost o problemă. Noi adeseori ne confruntăm cu foarte multe prejudecăți, cu foarte multe opinii și gânduri personale și aceasta ne fac ca noi să întârziem și să evităm împlinirea voii lui Dumnezeu în viața noastră. Adeseori noi suntem foarte mai pricepuți ca Dumnezeu și spunem, uite, acum este timpul ca să instaurăm împărăția. Dar n-am înțeles acea lecție pe care Domnul Iisus Hristos a dorit să-i învețe. Că înainte de cruce, înainte de tron, vine crucea. Și înainte de onoare foarte mare, vine smerenia sau umilința. Acest lucru a dorit Domnul Iisus Hristos să-i învețe pe ei. Când știm ce vrea Dumnezeu de la noi și din cauza că noi suntem preocupați cu opiniile noastre, dorințele noastre, putem ajunge într-un locuri foarte periculoase, cum ar fi acea furtună. Și în continuare acestui text apar două strigăte, dacă ați observat. Primul strigăt care apare este un strigăt care vine din cauza fricii. Spune aici versetul 26. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă și de frică au țipat. Și apoi când coborâm puțin mai jos, când ne uităm la Petru care se neacă, la fel el face un strigăt și strigă și el, scrie versetul 30. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Observăm frica. Este inclus în acest pasaj și în această relație dintre Domnul Iisus Hristos care vrea să-i salveze, să-i învețe o lecție a succesului și al umblării în credință și a lor în care ei evită ascultarea. Ce este frica? De ce oare oamenii astăzi, de ce oamenilor le este frică? Și frica adeseori vine în viața noastră de anume acele momente pe care nu le cunoști. Ți-e frică de ceea ce nu cunoști. Și dacă te uiți în linii generale, frica care vine în viața oamenilor vine din două cauze. Vine din cauza unor lucruri pe care nu le cunoști și se pot întâmpla în viața ta. Și a doua este frica de acea realitate care deja s-a întâmplat, dar ți-e frică cum ai putea să trăiești în această furtună și în această nenorocire. De exemplu, ce ai face tu sau eu dacă într-o zi te îmbolnăvi de cancer? Ce ai face tu sau eu dacă într-o dimineață când pui mâna prin axilă și îți găsești un ganglion limfatic și începi să realizezi faptul sau realizezi la sfârșit că este un ganglion canceros? Și
Ce ai face atunci când știi că trebuie să stai vreo câteva săptămâni în spital și te poți afla între viață și moarte? Oare cum ar fi acea frică? Și acea frică pe care o ai atunci când treci prin aceste vale în care te afli bolnav, canceros, să spunem că ai un cancer și știi că trebuie să urmeze transplant de măduva sau să faci chimioterapie sau radioterapie, ce faci atunci? Ce faci dacă ai un diabet și tot timpul ai o frică de aceasta ca nu cumva să fac o comă diabetică și să mor? Sau dacă ai o boală cardiacă, te gândești și ai o frică de aceasta, ce ar fi dacă n-aș ajunge și eu peste câteva zile sau câțiva ani la o intervenție chirurgicală pe cordul pe care este afectat? Și frica aceasta vine adeseori în viața oamenilor și în viața noastră în fiecare zi. Avem frici și ne este frică. Mai este frică în viața oamenilor, chiar și a celor care sunt de familie, chiar mai mult la femei se referă acest lucru. Știu că soțul, de exemplu, trebuie să vină la ora 6 acasă. Sau la 6:30, hai să spun, la ora 7. La ora 7 de fiecare seară, în fiecare seară, soțul vine acasă. Și atunci când întârzie și apare ceva, niște momente pe care imprevizibile, o sună pe soție și spune, uite, eu am să întârziați cât? Jumătate de oră, o oră, și vine, de exemplu, la 8, la 9. Și ceasul se face de la 7, se face 7:30, ora 8, 8:30, 9, 9:30, 10, niciun sunet, niciun apel. Ce-ți vine în minte? O frică. Ceva s-a întâmplat cu soțul. Un accident. Ceva s-a întâmplat cu soțul meu. Sau pleacă copilul dumneavoastră, pleacă într-o tabără de vară. Și acolo unde pleacă el este în depărtare, în pădure, și spui, uite, când ajungi, mă suni. Și copilul spune, bine, când ajung, te sun, tata. Bine, a ajuns, te-a sunat. Și zici, uite, în fiecare zi ar fi bine să ne auzim, măcar 2-3 minute, să văd cum merg lucrurile la tine acolo la tabără, că ești departe, prin păduri, prin munți, prin râuri. Și bine, bine. Și trece o zi, trece două, trec trei, trec patru, trec cinci, nu dai de copil, îl suni pe cel care conduce cu toată întâlnirea aceasta frumoasă și această tabără și nici el nu este luat la, nu-l poți prinde la telefon. Și încă mai vezi la meteo că vine o furtună în zona unde se află copilul tău. Ce faci? Vine frica în viață? Și dacă vine frica, ce faci? Este interesant că această frică care vine în viața noastră este o emoție. Această emoție care vine ne face adeseori să luăm niște decizii și aceste emoții atât de mult ne copleșesc pe noi că începem să vedem realitatea sub formă de nălucă, cum au făcut-o și ucenicii. Uitați-vă, ei stau în barcă, stau în furtună, îl văd pe Domnul Iisus Hristos și atunci când îl văd pe Domnul Iisus Hristos în frica pe care o au în viața lor, ei au început să gândească că intervenția lui Dumnezeu în viața lor este sub formă de fantome, nălucă sau spirite. Și putem continua mai jos tot acest gând că atunci când Petru chiar se neacă el, strigă cu frică, dar strigă cu frica care este bazată pe o credință, fiindcă credința, dacă privim din altă parte, frica o este o emoție, dar credința este o atitudine. Și Petru ia o atitudine care este bazată pe Hristos. Chiar dacă are frică, el această frică o diminuează sau, spunem, ea începe să dispară din viața lui, fiindcă apare credința care este o atitudine. Ce este interesant? Că al treilea lucru care apare este focalizarea noastră. La ce începi să te gândești? Care devin prioritățile tale? Care sunt gândurile tale? Care este sensul vieții tale? Ce alegi? Ce alegi? Știți, toate aceste cuvinte sunt foarte frumoase. Dar atunci când le citeam eu, a fost cu mulți ani în urmă. Și când citeam aceste cuvinte, mă gândeam, oare cât este de frumos? Petru se neacă, strigă la Dumnezeu și Dumnezeu îi întinde mâna și îl scoate din furtună. Îl scoate din valurile acestei mări, îl scoate și când intră cu Iisus în barcă, se liniștește chiar și apele, se liniștește furtuna. Ce de frumos, mă gândeam. Fiindcă și în viața mea era o furtună mare. Și această furtună mare care era în viața mea, când citeam și mă gândeam,
Oare pe ce trebuie să fie bazată aceasta mea credință? Oare am eu această credință în care pot cu adevărat să întind mâna și să mă apuce Domnul Iisus Hristos și să mă scoată de acolo unde mă aflu eu? Fiindcă atunci când citeam eu Scriptura, vreau să vă spun că nu arătam cum arăt acum. Am început să citesc Biblia nu într-un context religios, nu din cauza că am început să frecventez biserica sau că mi-a plăcut foarte mult de Iisus Hristos sau de Dumnezeu. Eu am început să citesc Biblia doar ca ceva care cumva să pot să-mi liniștesc poate acel neajuns și acea lipsă pe care o am în inima mea, fiindcă trăiam într-o furtună, dar trăiam o viață zbuciumată care credeam eu că aceasta este realitatea. Și când mai citeam eu în Biblie, vreau să vă deschid în context, este scris în Apocalipsa capitolul 15. În Apocalipsa capitolul 15, de la versetul 2 la versetul 3, spune așa Scriptura: și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc, și pe marea de sticlă, cu alăutile lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și a numărului numele ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau, fiți atenți ce zic ei: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Și eu stăteam plin de droguri, de fumat, cu părul lung și cu muzică rock în capul meu și mă gândeam, oare aceasta să fie cântecul minunat și căile minunate a lui Dumnezeu? În anul 2000 a decedat tatăl meu și eram singur cu el acasă. El a decedat din cauza insuficienței hepatice, fiindcă avea un post destul de bun, era un director. Dar știți, fiecare venea la el și pe lângă mulțumirea pe care îi oferea, îi mai dădea și un coniac cu 5 stele, 20 de stele, 30 de stele, oricâte stele n-ar fi. Și toate aceste stele l-au făcut ca să devină alcoolic. Și eram doar cu el acasă și aveam acces la bani. Eram singur. Prietenii mei nu erau cei din, chiar și mulți părinți din școală, la liceu eram, nu permiteau ca ei să prietenească cu mine. Părul meu era lung, eram un rocker, îmi plăcea foarte mult muzica satanistă, fumam alcool, discotecă, fete, plăcerile acelui timp. Și eram într-o furtună în care nu realizam că aș putea fi să ies. Prietenii mei toți care erau tot de aceeași direcție, la fel și lor le plăcea această viață. Și atunci când am început să citesc Biblia, vreau să vă spun din nou, să mă repet, nu că am fost la biserică. Da, când eram mai mic, bunica mă învăța din Biblie, îmi spunea că, uite, trebuie să fii preot. Și eu mă gândeam, bunică, dar de ce să fiu preot? Păi, dar preotul nu are greutăți. De la o mormântare mănânci, știi bine. Îți plătește la o mormântare, îți dă și la o botez, îți dă și la o naștere, și la o cununie, la o nuntă. Tot timpul ești chemat și invitat. N-ai să ai greutăți, să fii preot. Primul văzut în sat, om bun, om credincios, și să fii fericit. Și mă gândeam și eu, ce interesant, chiar dacă aș fi preot, aș fi mai liniștit. Dar ceva s-a întâmplat. N-am să zic că în acel timp am început să studiez Biblia. Am mers pe căile vieții pe care mi-a oferit tinerețea. Și Dumnezeu totuși mă caută. Ce este interesant, că în acea furtună în care se aflau și ucenicii, Domnul Iisus Hristos știe și veghează asupra lor. Eu cred că atunci, în acel moment al vieții mele, când eram în prăpastia aceasta și în furtuna aceasta a vieții mele, Dumnezeu m-a văzut și a trimis oameni care, știți ce mi-au dat? Mi-a dat Biblia. Și ce făceam? Mă duceam, fumam o țigară de cannabis sativa, se numește cânepă, și deschideam Biblia și citeam. Am spus odată în asemenea întâlnire și s-a apropiat o persoană de mine și spune: niciodată să nu spui că ai băut, ai fumat și ai avut o viață degradată. Niciodată. Tu ești doctor. Și mă uit la el și zic, dar nu vreau să zic cine sunt eu. Vreau să zic cine este Dumnezeu și ce poate să facă Dumnezeu. Ce poate să facă cuvântul său.
N-au venit oamenii să-mi citească lecție că fumatul este toxic. Știam foarte bine că fumatul este toxic. Cu atât mai mult știam foarte bine formula cannabisului, tetrahidrocannabinol. Știam foarte bine efectele sale asupra creierului. Știam foarte bine ce face alcoolul. Știam foarte bine... Dar nu aveam putere. Erau chiar săptămâni întregi în care fumam cu băieții, plecam pe la Chișinău. Și stăteam ascuns și într-o, în apartament. Și aveam acolo, știți ce? Doar cânipă și apă. Fumam. Casa în cameră, dacă intrai, trebuia să-ți iei antigaz, că nu ne vedeai pe nimeni. Și se mânca, mâncam tot ce era, că după ce fumezi ai o foame foarte mare. Și începi să mănânci tot. Mâncam borcane cu miere. Aveam miere și mâncam miere cu apă. Și trăiam în asemenea condiții. Vreau să vă spun că atunci când, acum când privesc în spate, furtuna pe care o văd în viața ucenicilor este ceva... Când am văzut ce furtună aveam eu și înțelegeam că nimeni nu mă poate scoate din această furtună, îmi plăcea această furtună. Îmi plăcea că mergeam de zi în alta, mergeam într-o situație mai grea și mai grea. Și atunci îmi puneam întrebarea, oare aceasta ar fi viața? Oare aceasta este rostul și scopul vieții mele? Și mai mult ca atât, când am văzut că tatăl meu a decedat, am spus că gata. Mă duceam la bunica, toți plâng. Și eu nu mai înțelegeam deja că nici drogurile nu mă ajutau. Atât de mult am început să consum, că creierul meu deja atât de mult s-a dus în adaptarea lui cu această substanță, că nu mai avea niciun efect. Ce vreau să vă zic? Vreau să vă zic că Dumnezeu m-a găsit și mi-a dăruit această carte prin oameni. Oamenii care mi-au dat cartea, am aflat mai târziu, au început să se roage pentru mine. Știți că dumneavoastră veniți la Pudici și poate vă se pare straniu că se roagă pentru dumneavoastră oamenii. Oare ce are rugăciunea asta? Hai mai repede, fă-mi masaj și plecăm, n-am eu nevoie de rugăciune tale, poate te gândești în mintea ta. Și așa mă gândeam și eu, că mie îmi spuneam, noi ne rugăm pentru tine. Știți pentru mine cine se rugau? Se ruga biserica. Și biserica se ruga atunci când eu aveam de făcut o alegere. Dar eu continuam. Eu mi-o luam Biblia și mă ceam la discotecă. Ei zbirau, țipau, urlau, săreau în sus. Și zic toți prieteni, dar ce-i cu tine, băi, vrei să faci preot? Da, vreau să mă fac preot. Și fumam cu ei, beam și deschideam la un moment Biblia și spuneam, ce să vezi context din Scriptură. Era o nebunie. Era o nebunie. Pentru toți și chiar poate pentru mine, dar în ea mă gândeam că aici pot să găsesc răspuns la întrebarea de unde să-mi iau această atitudine care este credința. Fiindcă credința este o atitudine. Trebuie să iei o atitudine față de viața ta personală. Și Domnul Iisus Hristos nu în zadar spune ucenicilor, ia silit, plecați mai repede, fiindcă dacă nu plecați și nu mă ascultați acum, nimeriți în furtună. Ei au ezitat. Ei au întârziat, dar totuși Dumnezeu continuă să iubească și Dumnezeu continuă să aibă grijă de el. Dumnezeu continua să mă iubească și Dumnezeu a continuat să mă scoată din acea furtună. Și la un moment dat, studiind, citind Biblia, mergând cu ei, într-o zi frumoasă, pot să o numesc o noapte frumoasă, fiind la această discotecă unde toți săreau în sus și era doar fum și țipe de muzică, în mintea mea apare o întrebare. Slavic, așa mă numeau prietenii, tu ce faci aici? Și îmi pun întrebarea, interesant, oare, dar ce fac eu aici? Fum, alcool, unul doarme jos, unul varsă, Și mă gândeam, oare, dar ce fac eu aici? Mă uit la mine hainele la fel, tot erau de alea, rupte, cu lanțuri pe mine, cu părul în coadă, mă gândesc, oare, ce fac eu aici? M-am ridicat și le-am zis prietenilor mei, dragii mei, la revedere. Nimeni nu m-a convins dintre oameni. Știți ce s-a întâmplat? Duhul Sfânt a început să lucreze în viața mea. Atunci când tu începi să citești Biblia, n-ai nevoie de argumente științifice, că există Dumnezeu, că uite care este legea Lui, că tu trebuie să-ți schimbi viața. Nu! Te caută și te găsește Dumnezeu și Dumnezeu tot timpul te invită. Cât este de frumos ca la această invitație pe care o oferă aici Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, când le spune
le spune chiar și ucenicilor săi, El tot timpul pe noi ne cheamă și ne spune vino. Uitați-mă în versetul 29. În Matei, capitolul 14, la versetul 29, înainte, atunci când îl roagă Petru ca să vină și el pe ape, Iisus îi spune vino. Și ce este de interesant? Că Domnul Iisus Hristos permanent te cheamă și îți spune vino. Sunt mai multe invitații de-a Lui în Scriptură, Matei 11 cu 28 și sunt foarte multe, Ioan 6 cu 37. Sunt multe texte unde Domnul Iisus Hristos spune vino la mine. Ce faci? Și chiar dacă refuzi acum la invitația Lui, El continuă să te cheme. Și chiar dacă te vei afla în furtuna vieții tale și va veni furtuna, ea va veni. Poate chiar a fost. Dar ea, dacă va veni și cu durata și intensitatea ei, care n-ar fi ea, Domnul Iisus Hristos este Cel care administrează și durata și intensitatea furtunii cu un scop bine definit. Să-ți dezvolte o atitudine corectă în viață, să-ți dea o credință adevărată și numărul 2, să se descopere pe sine. Să-și descopere puterea Lui cea mare, că El te poate scoate din furtună. Că El îți poate da scop vieții tale, te poate spăla cum a spălat pe mine. Știți cum era la granjă? Eram în stil de granjă. La granjă n-aveai dreptul să-ți speli capul. Te spălai pe corp cu săpun tot, dar capul trebuie să-l lași murdar. Părul când e lung și murdar slimos, ăsta se numește granjer. Așa eram și eu. Și ce a făcut Dumnezeu? După aia când l-am cunoscut pe El, era o cultură. Și ce poate oferi această cultură? Știți că astăzi cultura vieții noastre, a lumii în care noi ne aflăm, ne oferă o realitate că atunci când vii și te întâlnești cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Iisus Hristos, îți pare că este o nălucă. Asta am trăit și eu. Credeam că atunci când oamenii vin la mine și încep să mă întrebe, ai citit Biblia, credeam că este o nălucă. Credeam că Domnul Iisus Hristos este o nălucă și credeam că aceasta este o irealitate. Este ceva pentru oamenii slabi, neputincioși, care au avut divorțuri, care au trecut prin greutăți, care sunt copii fără părinți. Așa mă gândeam eu. Și mulți dintre noi poate avem această atitudine. Că credem că religia sau credința sunt pentru oameni slabi. Și credem că este o nălucă. Dar Dumnezeu strigă și uitați-vă ce spune. Îndrăzniți eu sunt, nu vă temeți. Atunci când ești în furtuna vieții tale, atunci când ești în valurile acestei lumi, acestei culturi, acestei suferințe care poate te afli astăzi, a bolii, a îngrijorărilor, crezi că aceste îngrijorări ce fac? Nu doar că îți fac dureri de cap sau tulburări de digestie. Aceste îngrijorări care vin în viața ta nu doar că îți ridică tensiunea arterială sau te fac ca să ai anxietate, insomnie și să ai nevoie de medicamente sau multe alte schimbări în viața ta. Îngrijorările vin din cauză că te focalizezi asupra fricii. Și eviți să asculți chemarea lui Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos te cheamă pe tine și pe mine. Vino la mine. Și când am plecat în acea seară acasă, mergeam pe drum, era o lună puternică, de parcă îmi vedeam, mi-aduc aminte cum îmi vedeam umbra pe jos și îmi puneam întrebarea, Doamne, oare aceasta este viața mea? De unde să iau această credință? Și continuam să citesc Biblia. Continuam să citesc Biblia chiar dacă nu o înțeleg, fiindcă aveam nevoie de credință și de o atitudine adevărată. Și când citești Biblia și când te întâlnești cu acest cuvânt al Său, El începe să lucreze în viața ta. A început să lucreze în viața mea, mi-a schimbat gusturile, mi-a schimbat prietenii. Mergeam cu ei, toți fumau și imaginați-vă ce aveam eu. Doream să trag un fum, începeam să tușesc și nu-mi plăcea fumul. Nu din cauza că mine au făcut psihoterapie. Doreau să mă îndrepte chiar și la spitalul de reabilitare și dezintoxicare din Chișinău, fiindcă poliția venea la mine dimineața la liceu și mă căutau. Dar eu de parcă aveam un miros. Eu mă trezeam dimineața și zic, precis că ați vii poliția la școală, nu mă duc. Și nu mă duceam. Și când veneam a doua zi, Coșcodan, ce s-a întâmplat? De ce? A venit poliția după tine. Zic, eu știu. Am miros. Trăiam în păcat și îmi plăcea păcatul. Și acest dezgust care a început să apară în viața mea față de păcat și față de ceea ce eram atât de mult adaptat, n-am făcut-o eu, fiindcă eu sunt neputincioș. Puteau ucenicii să iasă singuri din furtună? Nu au putut.
Știți cât au stat ei și au luptat cu marea și cu furtuna? Dacă deschidem iarăși Ioan, capitolul 6, care este o paralelă a acestui text, observăm că scrie aici așa mai departe. Versetul 17. S-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. Versetul 19. După ce au vâslit cam 25-30 de stadii, știți cât este asta? Asta ar fi cam maximul 6 kilometri. De la ora 6 seara, de când s-a întunecat, până la ora 3-4 dimineața, până la 4-a străjea a dimineții, ei au vâslit și s-au luptat cu marea și au trecut o perioadă foarte scurtă în drum, în călătoria lor, și toți luptau cu marea. N-aveau succes. Noi nu putem ieși din furtuna vieții noastre. Noi nu putem rezolva problemele îngrijorării și a obsedării și a gândurilor noastre păcătoase. Eu n-am putut să ies. A venit Dumnezeu și mi-a întins mâna. Și eram atât de fericit atunci când am înțeles că nu eu îl apuc de mână. Și ce scrie textul aici în Matei capitolul 14? Dacă ne uităm aici la text, când Domnul Iisus Hristos, când Petru practic se afundă și strigă, Doamne, scapă-mă, așa am strigat și eu. Doamne, scapă-mă. N-are niciun sens viața mea. N-are niciun sens. În zic, Doamne, scapă-mă. Și ce se întâmplă în versetul 31? Îndată, scrie textul. N-a stat Domnul Iisus Hristos să aștept, dar spune că îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis. Practic mi-a spus și mie. Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Că eu te iubesc pe tine. Ascund, frate și surori, stimați ascultători, vreau să vă zic că avem un Dumnezeu minunat care te poate transforma, indiferent unde te afli tu, care te poate schimba și îți poate da rost vieții tale, îți poate da o credință și o viață autentică, îți poate da o atitudine adevărată și să nu trăiești cu năluci și cu fantome și cu spirite, dar să trăiești o viață în care să trăiești fericirea și să o poți oferi celor din jurul tău. Fie ca bunul Dumnezeu să vă ajute și să mă ajute în continuare pe mine să rămân în această mână sa puternică și să fac voia lui cea sfântă. Amin. Privind la crucea lui Hristos, am înșelat.
Vă invit să ne rugăm împreună la sfârșit. Tatăl nostru care ești în cer, venim înaintea ta și dorim să-ți mulțumim că încă o dată am avut ocazia ca să învățăm lucruri importante pentru viața noastră. Dă-ne tu, te rugăm, acea înțelepciune, în așa fel încât să putem învăța din experiența celorlalți și mai ales să te căutăm pe tine și să învățăm direct din înțelepciunea ta. Rămâi cu noi în continuarea acestei zile, pacea ta să fie cu noi și bucuria ta să ne însoțească mai departe. Amin. Amin. Mulțumim domnului doctor pentru vulnerabilitatea lui. Dacă din așa năstrușnic Dumnezeu l-a adus aici, există speranță. Astăzi poți și tu spera, așa cum am cântat. Dacă ceea ce s-a întâmplat în dimineața aceasta a fost pentru sufletul dumneavoastră, atunci vă așteptăm și după amiază, începând cu ora 17, când vom deschide din nou inimile să primim din partea lui Dumnezeu balsam pentru sufletul nostru. Până atunci o să avem masa la 1:30 și timp de odihnă, de plimbare, un timp special. Vă mulțumim că ați ales să fiți cu noi și vă dorim în continuare o zi deosebită.